Mutarea secției de terapie s-a făcut în locație exterioară în spital pentru în special și ca prim scop pentru îmbunătățirea calității actului medical și în interesul pacientului, vor fi și economii financiare, substanțiale, care vor ajuta spitalul în perioada asta de criză, care se arată din ce în ce mai adâncă. După aia am redus foarte multe ori suplimentare, jumătăți din normă, alte fracțiuni din normă. Pentru ori suplimentare se recompensează cu timp liber. De asemenea, am încercat o raționalizare în sensul de reducerea consumului de energie electrică. Acum este și vara, lumea este mai așa. De asemenea, am încercat o reducere a consumului de gaz, de apă rece și de apă caldă. De apă rece nu există niciun fel de intenții de a crea un program. Încercăm să facem niște calcule și am luat în discuție puțin raționalizarea programului de apă caldă. Dar întâi să vedem dacă se obțin într-adevăr economii.